UPL vă recomandă Signal și Rancona. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Vom vorbi în această emisiune, în primul rând, despre un eveniment din Arad, a spune un eveniment național, pentru că adună acolo companii din întreaga țară, practic, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Vom continua cu situația precară din domeniul creșterii bovinelor. Avem un invitat din această zonă și o să vedem care este situația în acest domeniu zootehnic și la final vom discuta și cu colega noastră Ramona Pandele pe teme europene, pentru că Comisia Europeană pare că propune câteva soluții tocmai la problemele despre care vorbim, și anume ale zootehniei europene. Toate la timpul lor. Începem însă acum cu ce spuneam, că este un eveniment regional, dar cu anvergură națională. Pentru a discuta pe această temă, l-am invitat alături de noi pe domnul Cimi Enache, responsabil al evenimentului Agrom Alim. Bună ziua, bine ați venit la Agro TV, domnule Enache, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și celor care se uită în acest moment la noi. Agrom Alim, tocmai s-a încheiat evenimentul, nu? A avut loc la acest sfârșit de săptămână. Care sunt primele reacții, vă rog să ne spuneți? Din discuțiile pe care le-am avut cu firmele expozante, care au fost într-un număr destul de mare, 270 de participanți din România, dar și din străinătate, am concluzionat că fermierii au fost prezenți în târg, chiar dacă primele două zile au fost, ne-a plouat destul de bine, dar ne bucurăm pentru fermieri că a plouat. Dar în zilele de sâmbătă și duminică numărul acesta a vizitatorilor a crescut și au fost oameni interesați care au discutat cu firmele prezente în târg, mai ales în zona de mașini și utilaje agricole. Avem o prezență foarte bogată cam în fiecare an, dar cam tot ceea ce are nevoie un fermier pentru, dacă vorbim de cultura mare sau de creșterea animalelor, găsește în târg, chiar dacă sunt mai mici, mai mari. Fermierii medii, pentru fiecare există ofertă. Deci au fost fermierii, au stat de vorbă, sunt anumite probleme în ceea ce privește partea de furnizare de echipamente, știm cu toții care e situația, dar până peste alta a fost un târg reușit. Vă referiți la întârzierile pe care le în livrare, nu, pentru acestor utilaje, care se întâmplă, e o problemă globală, spune, nu numai națională. Da, așa este. Cam toți cu cei care am discutat, dacă vorbim tractoare, mașini, utilaje agricole, termenele de livrare pleacă cam de la 4, 5, 6 luni și merg chiar la un an de zile. Da, e o situație interesantă pe această, nu numai pe această piață, și industria auto suferă de aceeași problemă, dar sigur că dumneavoastră, ca organizator de evenimente, nu puteți decât să-i aduceți față în față pe vânzătorii de utilaje cu cei care doresc să cumpere. Apoi lucrurile sunt tranșate între ei. Da, așa este. Noi încercăm să creăm această platformă în care să se întâlnească cei care oferă cu cei care vor să cumpere, cei care vor să informeze. Nu vorbim doar de achiziții. Sunt oameni care vin an de an, chiar dacă nu au de gând să cumpere ceva, dar sunt foarte multe informații, noutăți care fac ca o deplasare la un eveniment de acest gen, la Târgul Agrom Alim, să fie benefică în orice moment. A câta ediție are deja tradiție evenimentul pe care îl organizați? El este un eveniment al Camerei de Comerț și Industrie și Agricultură din Arad, nu? Da, noi am început acest eveniment din 1990, într-o formă incipientă, într-o piață agroalimentară a orașului, dar am menținut evenimentul. În momentul în care a început să crească, ne-am mutat într-o altă locație undeva în cadrul zonei polivalente din Arad. Și din 2002, noi, Camera de Comerț, am început să dezvoltăm complexul Expo Arad, întâi cu o hală, un pavilion de 1500 de metri pătrați, am ajuns să avem acum 3, aproape 5000 de metri pătrați interior, undeva cam la 40.000 de metri pătrați exterior, pe care facem expunerea pe zona de mașini și utilaje agricole. Deci un complex care pentru zona de vest reprezintă ceva deosebit.
Da, acest complex a fost construit și cu bani, cu fonduri europene sau numai din, mă rog, fondurile camerei, să zic? Inițial, primul pavilion a fost construit pe un credit luat de către Camera de Comerț. Am avut ghinionul ca în același an să pierdem Registrul Comerțului și nu ne-a fost ușor să plătim acest credit, dar ulterior pe fonduri transfrontaliere România-Ungaria am construit cea de al doilea pavilion, spații exterioare, și tot pe fonduri transfrontaliere România-Ungaria am construit și cel de al treilea în 2012. Deci din 2012 de 10 ani funcționăm în această formulă. Bun, e sigur interesant și binevenită această dezvoltare expozițională despre care vorbiți. Doar ca o paranteză, bănuiesc că în cadrul spațiului expozițional sunt evident și alte evenimente, nu doar cel cu specific agricol, nu? Da, noi avem un program care acoperă întregul an. A fost o perioadă mai complicată acum cu pandemia, când am fost obligați să renunțăm, dar de anul acesta am reînceput activitatea. Avem câteva, și în anii trecuți, cel puțin două, trei evenimente organizate de către alte entități au venit și noi am găzduit, am închiriat doar complexul pe diverse domenii. Prelucrări mecanice, gastrofood este eveniment care a fost la noi la câteva ediții. Deci avem și evenimente organizate de alte entități. Să ne întoarcem, vă rog, la Agromalim și spuneați că au fost 270 de expozanți din țară și din străinătate. Aveți o estimare, va juca, a numărului de vizitatori care au venit în... Evenimentul a fost între 1 și 4 septembrie, am văzut, nu? Da, a început de joi până duminică. Cum spuneam, primele două zile au fost foarte ploioase, dar cu toate acestea, vineri am discutat cu firmele și au fost fermieri care chiar erau interesați și au discutat cu expozanții. Am ajuns ca la final să facem un inventar al persoanelor care au vizitat târgul, înregistrați. Am avut cam 16.400 de persoane care au vizitat evenimentul în cele patru zile. Undeva cam cu 10% mai puțin față de anul trecut, dar având în vedere vremea din primele două zile, ne așteptam ca să reușim să ajungem la nivelul de anul trecut. Da, da. Intrarea s-a putut face pe bază de invitație sau și pe, au fost și, mă rog, contra unei sume pe bilete? Noi am trimis invitații către firmele participante pe care acestea au putut să le distribuie clienților, potențialilor clienți, colaboratorilor, partenerilor lor. Celor care nu au venit cu această invitație gratuită la târg, s-a perceput un bilet de intrare de 10 lei. De acord. Am văzut că în cadrul evenimentului au fost o serie întreagă de manifestări, să le numesc. Nu, am văzut că au fost și dialoguri și mese rotunde și o expoziție de animale sau, mă rog, au fost prezente și crescători de animale. Care a fost, să zic, atmosfera așa în cele patru zile? Da, noi avem ca și parteneri Universitatea de Științele Vieții din Timișoara de câțiva ani, fosta Universitatea de Științe Agricole, care și-a schimbat numele de recent. Împreună cu dânsii am organizat în ziua de vineri, alături de dânsii au mai fost și cei de la Institutul Național de Mecanizare pentru Agricultură, au fost 12 lucrări prezentate de către cadre didactice sau cercetători din cadrul Institutului. De asemenea, am mai avut chiar în prima zi după deschidere, joi, din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice, am avut în târg 10 stațiuni prezente cu stand și în cadrul programului de conferințe organizate de dânsi au fost prezentate 12 lucrări, tot așa, de către cercetătorii din stațiuni și Institutul de Cercetare din cadrul ASAS București. Au fost lucruri interesante. Noi de câțiva ani de zile am discutat cu domnul președinte ASAS, domnul Tabără, și i-am invitat. Anul acesta chiar s-a mobilizat foarte bine, pentru că e păcat că aceste teme de cercetare, ceea se mai întâmplă totuși în cercetarea românească, destul de multe lucruri, e păcat să nu le transferăm către fermieri, pe ele să fie puse și în practică, deoarece sunt lucruri valoroase, care pot să-i ajute și pot să dezvolte agricultura. Sigur, de acord cu dumneavoastră, și eu cred că cercetarea românească trebuie încurajată și trebuie promovată. Chiar iată că ne-ați dat o idee să
să discutăm și noi de la domnul președinte tabără până la oamenii care conduc aceste stațiuni de cercetare pentru a vedea care sunt preocupările lor și care și ce mai fac, care sunt realizările. Din acest punct de vedere, un bun puls pe care l-au putut lua fermierii de la AgroAlim, nu? Da, noi am fost interesați ca să-i avem în număr mare, de aceea am lansat invitația către ei, le-am pus la dispoziție standuri fără să cerem și plată pentru acest lucru. Am zis că e datoria noastră și dacă există posibilitatea aceasta, dacă am mai avut spațiu disponibil, ne-am bucurat că au fost alături de noi și în fața fermierilor sunt, cum spuneam, cercetători care au rezultate și care se pot aplica și trebuie să se aplice și în activitatea de zi cu zi a fermierilor. A fost ceva ce vi s-a părut mai spectaculos din, mă rog, prezentările din zona de cercetare? E ceva care a fost mai special, care poate a atras atenția în mod special? E o problemă un pic în perioada târgului, ca și organizator, tot timpul sună telefonul, tot timpul mai apare. Da, e adevărat că sunteți foarte ocupat. Recunosc că nu am reușit să stau la aceste prezentări, dar din ce am discutat cu cei care au fost, chiar sunt lucruri interesante care... În toate domeniile, da. Probabil că da. Toate prezentele sunt interesante. Spuneți-mi, vă rog, dacă doriți în viitorul apropiat să aduceți o schimbare, să mai aduceți o îmbunătățire a acestui eveniment sau deocamdată nu? Noi avem la acest eveniment de an bun de zile, din 1998, am început să avem și participare cu animale. Am avut și anul acesta aproximativ 2000 de metri pătrați, o zonă în care am avut animale, atât pe rasele de taurine, cei de la Asociația Aberdeen Angus, au fost de asemenea cei cu bălțata românească de la AGV Beresim. Avem un parteneriat de ani de zile cu Asociația Păstorilor Crișana, care conduc registrul genealogic la Țurcană și care iar au avut o zonă în care au prezentat animale deosebite, dar și alte soluții pentru crescătorii de ovine. Au fost prezentate rase de lapte, rase de carne. Aici, în zona noastră, au început să apară ferme specializate pe lapte, pe carne. Vorbim de ferme dotate cu săli de mulți. Sunt niște soluții, nu trebuie neapărat să ținem doar de varianta clasică pe care o știm pentru creșterea ovinelor. Se pot obține beneficii economice importante dacă unii dintre ei doresc și pot să se specializeze. Intenționăm ca pe viitor să dezvoltăm partea aceasta în ceea ce privește zona de agricultura viitorului, agricultura 4.0. Noi am început și anul acesta, am avut o zonă în care s-au făcut demonstrații cu roboți folosiți în agricultură. Am avut câteva firme care au venit cu zona aceasta de drone, cu soluții pentru fertilizare sau pentru supravegherea terenurilor. Bineînțeles, tot ceea ce înseamnă IT a pătruns și în agricultură, sunt firme care vin cu softuri pentru management de fermă. Știm că toate utilajele agricole sunt dotate cu GPS și aici vrem să insistăm un pic și de asemenea încercăm să dezvoltăm și partea de industria alimentară. Anul acesta am avut chiar un parteneriat... Procesare, nu în general procesarea, pentru că e importantă, da, pentru România. Vă rog, vă ascult, scuzați-mă. Tot așa, în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, am pus la dispoziția producătorilor mai mici din județul Arad, spații care au venit și s-au prezentat cu produse locale, produse tradiționale, produse procesate. Da. Cred că nu vă auzim, sau mă rog, am pierdut un pic legătura cu domnul Lenache, dar încercăm să refacem această legătură. Vorbeam, după cum ați văzut, despre acest eveniment important pentru vestul țării, AgroAlim, și iată că... Da. Vă rog, acum vă auzim, da. Deci spuneați că vorbeați despre industria alimentară, că doriți să încurajați, da, prezența... Deci... Am oferit spații de prezentare pentru acești producători, pentru că noi credem că scurtarea lanțului agroalimentar este foarte important. Sunt o serie de producători care vin cu lucruri foarte interesante și e bine ca aceștia să fie promovați. Chiar ne-am gândit la propunerea unui
agricultori din zonă, poate noi, Camera de Comerț, ne implicăm în constituirea unei platforme în care aceștia să fie prezenți și în care vizibilitatea lor să crească către public, către clienții care îi caută număr tot mai mare. Da, mă bucur să aud că sunt teme de mare actualitate pentru agricultura, atât pentru agricultura românească, pentru că vorbim foarte mult în ultimul timp și încercăm să încurajăm creșterea nivelului de procesare în România, dar în același timp și această dezvoltare a lanțului scurt. Am văzut câteva exemple interesante în țările din Europa de vest, dar cu siguranță le pot fi aplicate și în România și cred că e un bun prilej de a fi cunoscute mai bine aceste exemple de aprovizionare, cum se numește, pe lanțul scurt. Nu înțeleg că vă propuneți acest lucru, să dezvoltați această zonă. Da, de aceea am și creat condițiile ca ei să vină și să înceapă să se prezinte. Încercăm să facem această platformă în care tot așa să crească vizibilitatea lor. Sunt deja, au apărut astfel de producători aici în zonă, dar este loc încă de foarte mult în ceea ce privește exportarea lanțului. Noi avem și un exemplu fericit aici în județul Arad, care toată lumea îl știe. Vorbim de combinatul agroindustrial Curtici, care pleacă de la producția vegetală și finalizează în producția agroalimentară, un lanț de distribuție, magazine în zona de vest a țării și care sunt foarte apreciate. De aceea, modele sunt, interes există din partea fermierilor și se pare că pe linia aceasta trebuie să mergem și să-i sprijinim. Da, e adevărat, apropo de combinatul pe care vorbeați, al domnului Muscă, e un bun exemplu, aș spune că e un exemplu la nivel național și totdeauna ne bucurăm să vedem exemple de bune practici. Dacă ar fi să continuați poate ideea, care este specificul zonei din punct de vedere agroalimentar? Ați dat câteva exemple, dacă mai puteți da și alte câteva exemple. În zona de vest a țării sunt foarte multe ferme care se încadrează în categoria celor care merg peste 500 până în 1000-1500, ajungând chiar până la 5000 de hectare. Deci zone în care lucrează cu utilaje pentru suprafețe mari, vorbim de tractoare, combine, utilaje, echipamente, după acestea de capacitate pentru suprafețe foarte mari. Avem un pic de problemă în ceea ce privește irigațiile, care s-au cam distrus o parte din ceea ce a fost și ca suferim. Peste tot în țară. Da. Chiar noi l-am avut vineri pe domnul ministru Daia pentru câteva ore în târg. A discutat și cu fermieri, a vizitat standurile și chiar cineva dădea un exemplu că în județ avem un fermier care a început să dezvolte o acumulare pentru apă de irigații, plecând de la izvoarele de pe zonă și o zonă poate puțin vălurită și sunt destule surse de apă, a început să amenajeze un astfel de acumulare care să o folosească pentru irigare. Deci e o variantă bună care probabil că trebuie promovată și aceasta, care ar putea să fie foarte rapid implementată dacă începem să facem canale, să refacem stații de pompare, de repompare, probabil că ar dura mai mult. Dar sunt soluții punctuale care pot să anumite zone să fie aplicate. E interesant. Trebuie să, după emisiune, să ne spuneți și nouă dacă știți cum să îl găsim pe acest fermier. E, cred că, un exemplu interesant, apropo de ce spuneați mai devreme, de găsirea unor soluții pentru irigare și pentru managementul apei, să spunem, în general. Da, bineînțeles. Bun, deci o temă a fost aceasta, nu a managementului apei, nu? E o temă europeană deja. Mai sunt și alte lucruri care sunt interesante în zonă? Da, de asemenea avem ferme, chiar discutam cu câțiva fermieri care crescători de animale pe partea de vaci de lapte, cineva chiar finalizează în această perioadă un proiect parcă de 1,5 milioane de euro. Deci sunt ferme de animale pe partea de bovine care funcționează. De asemenea au apărut
Cineva a înființat nu de mult o cooperativă care vrea ca mai mulți crescători de vaci de lapte să sunt membri în această cooperativă și chiar spunea că a discutat zile trecute cu mari procesatori și se pare că poate să obțină pentru aceștia, pentru fermieri, un preț mai bun decât ceea ce pot ei să primească dacă merg cu câteva sute mii de, de litri de lapte. De asemenea, sunt cooperative, cineva în zonă lucrează la un proiect pe care îl derulează pentru construirea unei hale de procesare legume-fructe. Sunt câteva proiecte interesante care sunt în zonă și se pare că fermierii au început să înțeleagă faptul că dacă nu reușesc să se adune împreună, e mai greu. Dacă sunt asociați în cooperative, sunt prețuri mai bune, sunt facilități, pot să se ajute și să câștige mai bine decât fiecare pe cont propriu. Da, sunt foarte interesante aceste exemple despre care vorbiți. Încă o întrebare, sau mă rog, mai multe din zonă, cel puțin așa cum știam noi în urmă cu câțiva ani, știu că era o bună prezență a investitorilor străini, în special italieni în zonă. Mai e valabilă situația? Așa mă refer pentru zona de cultură mare, cultură în câmp, dacă mai e valabil, nu știu. Da, ei sunt cam primii care au venit în această zonă, dar avem în ultima perioadă, au început să apară și investitori din Germania, investitori din Austria, Danemarca, sunt mai mulți, din mai multe de țări. Într-adevăr au început, au terenuri importante și practic venirea lor în urmă cu ceva ne-a făcut ca și fermierii români să înceapă să copieze bunele lor practici. Să se ambiționeze un pic. Da, veneau dintr-o agricultură mult mai dezvoltată și a fost un imbolt și pentru ei să nu se lase și să învețe din aceste lucruri. Și astfel că avem fermieri care chiar lucrează agricultură la nivel european. O altă investiție interesantă aici în zonă, la marginea Aradului, undeva spre Timișoara, un fermier care lucrează peste 1200 de hectare, care inițial a avut câteva silozuri, a dezvoltat un terminal de cale ferată în zona fermei lui. Are în acest moment 4 linii de cale ferată în terminal, intenționează să dezvolte cu încă 6. Acest terminal se pot deja încărca pe lângă parte de containere și cereale. Deci e un lucru foarte important. Foarte interesant, da. Chiar vreau să mai ating un punct, dar suntem un pic așa pe contratimp, pentru că vreau să ajung și la infrastructură. De multe ori când vorbim despre infrastructura din vestul țării, spunem că e un pic mai, economia de acolo este un pic mai avantajată, pentru că infrastructura se leagă mai direct cu cea spre vest, spre deosebire de cea din, să zicem, din estul țării, respectiv din Moldova noastră. Până la Sibiu avem aproape autostradă continuă de la intrarea în țară. Ah, bun, deci există, iată, o legătură în acest sens. E o zonă ceva mai, care s-a dezvoltat un pic și la nivel de infrastructură, nu? Ceva mai bine decât restul țării, a spune. Da, așa este. Deci sunt lucruri interesante aici în zonă, dezvoltate de niște oameni care au văzut că viitorul este puțin altfel decât ce am trăit în trecut. Da. Bun, v-aș ruga doar o concluzie, domnule Enache, și sigur vom mai vorbi pe această temă. Ne interesează și exemplele pe care ni le-ați oferit, să vorbim cu acești oameni, să-i prezentăm, să vorbim despre ei, despre bunele practici. Dar acum v-aș ruga o concluzie în ceea ce privește Agromalim, pentru că până la urmă de aici pleacă totul, sau de aici pleacă discuția noastră. Chiar dacă e o perioadă foarte tulbure, din toate punctele de vedere, se pare că evenimentul a fost la un nivel ridicat, interesul din partea vizitatorilor a fost mare, firme, foarte multe din cele care au fost prezente în târg, am discutat duminică, luni cu dânsii, îi așteptăm anul viitor, ne-au spus să dorim poate ceva mai mult spațiu, chiar de cât am avut. Deci se pare că totuși în aceste condiții vitrege se mai leagă câte ceva, oamenii au nevoie. Mulți vânzători de mașini și utilaje agricole îmi spuneau, sunt oamenii care vin cu banii jos și problema noastră în acest moment e că le dăm niște termene de livrare de luni, ani de zile.
Deci bani așa sunt, fermierii vor să muncească, chiar dacă a fost un an dificil și în zona noastră de vest din punct de vedere al secetei, ei vor merge înainte cu siguranță și sperăm să trecem peste această perioadă și să avem anul viitor condiții mai bune la târg. Vă mulțumesc, vă doresc succes în ceea ce faceți și desigur vom mai vorbi până la ediția viitoare a Agromalim. Felicitări și succes, spor la treabă vă dorim. Vă mulțumesc foarte mult și de asemenea mulțumesc AgroTV că și în acest an a fost alături de noi în promovarea evenimentului. Perfect, vă mulțumim și noi pentru această colaborare. A fost împreună cu noi astăzi la Agricultura o șansă pentru România, așa ați văzut că se poate spune că este o șansă, domnul Cimi Enache, responsabilul evenimentului Agromalim, un eveniment extrem de interesant care a avut loc la acest sfârșit de săptămână la Arad, dar care vizează, cum spuneam, nu doar regiunea, ci și întreaga țară. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem după pauză să discutăm despre crescătorii de animale, pentru că am văzut că și la Agromalim a fost un sector important acesta al creșterii animalelor. Revenim, discutăm despre ce se mai întâmplă cu crescătorii de bovine. Rămâneți cu noi, revenim imediat.